Din pricina modului în care ne trăim viața și mai ales a modului în care ne trăim viața la bătrânețe, în poporul român s-au născut două maxime contradictorii. Prima spune, cine nu are un bătrân în casă, să-și cumpere. Iar a doua, care este din ce în ce mai frecvent auzită între noi, spune, dar cine are un bătrân în casă, să caute să scape de el, să-l vândă. Acum, prima este valabilă în dreptul celor în vârstă care sunt o comoară pentru cei din casă. Dar și a doua este adevărată, însă în dreptul celor în vârstă care sunt o pacoste pentru cei din casă. Poate că ne amuzăm când auzim aceste maxime, dar întrebarea este, mie, care vorbă mi se potrivește? Felul în care îmi trăiesc viața acum și mai târziu, preocupările pe care le am, în ce mă transformă? Într-o comoară pentru cei din jurul meu sau într-o pacoste? Și oare ce trebuie să pun în viața mea acum pentru ca la bătrânețe să fiu o resursă, nu o povară? Pentru a ne putea evalua răspunsul la aceste întrebări, doresc să privim astăzi în capitolul 5 din cartea 1 Timotei, unde Pavel îl îndeamnă pe copilul lui în credință, pe nume Timotei, să mobilizeze toate resursele bisericii în bătălia spirituală și să se îngrijească de ele după așteptarea lui Dumnezeu. Și-ar dori să privim de la început la toate categoriile de vârstă pe care Pavel le amintește în acest capitol. În primul verset sunt amintiți bătrânii și tinerii. În al doilea verset, femeile bătrâne și femeile tinere. De la versetul 3 la versetul 16, Pavel amintește văduvele bătrâne și pe cele tinere. În versetul 4 sunt amintiți copiii, nepoții și părinții. În versetul 16, capii de familie. Iar din versetul 17 la versetul 22 sunt amintiți prezbiterii. Cred că putem spune că avem aici toată biserica. Copii, adulți și bătrâni. Fiecare mădular din biserică este important și trebuie prețuit pentru ca biserica să-și atingă scopul. Scopul bisericii vizează mântuirea oamenilor și pentru aceasta toți membrii ei trebuie să fie o resursă, indiferent de vârsta pe care o au. Nimeni nu este în plus în biserică. Toți sunt chemați să fie resurse. Și această preocupare a lui Pavel pentru fiecare membru se vede chiar din primele versete ale capitolului. Nu mustra cu asprime, spune el, pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Respectul și dragostea prezente în familie trebuie extinse și aduse și în familia mai largă, adică în biserică, pentru ca mustrarea și sfătuirea să-și atingă scopul, adică cel vizat să fie îndreptat, nu întărâtat. Există și o precizare în text care iasă în evidență. Femeile tinere trebuie sfătuite ca pe niște surori, cu toată curăția. Din cauza puterii de distrugere pe care o au ispitele sexuale, Pavel ține să facă această observație, cu toată curăția. Așadar, respectul, dragostea și curăția
trebuie să caracterizeze toate relațiile dintr-o biserică. În versetul 3, Pavel continuă și spune: cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Este o altă categorie. Dar imediat în versetul 4, Pavel face o precizare. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Așadar, responsabilitatea ajutorării văduvelor revine celor din familia din care fac parte. Și atât de mult dorește Pavel ca biserica să înțeleagă acest lucru, încât îl mai repetă încă de două ori. În versetul 8 spune: dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Pune semnul de egalitate între iresponsabilitatea mea față de cei din casa mea și lepădarea de credință. Evlavia mea trebuie să se vadă întâi față de cei din casa mea și apoi față de cei din biserică și societate. Și pentru a nu lăsa niciun loc de interpretări, Pavel punctează acest principiu și în concluzia din versetul 16. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovorată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Așadar, dacă Pavel a repetat acest principiu de trei ori, cred că ar fi bine să-l asimilăm fiecare, pentru ca să știm cum să ne achităm de responsabilitatea față de cei din casa noastră, astfel încât să fim plăcuți lui Dumnezeu și să nu ne lepădăm de credință. Ajutorarea văduvelor cade în sarcina familiei extinse. Din versetul 5, Pavel caracterizează văduva adevărată. Cea cu adevărat văduvă, spune el, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. O astfel de văduvă nu așteaptă nimic de la oameni, pentru că și-a pus nădejdea în Dumnezeu. Prin urmare, pe o astfel de văduvă nu vom auzi spunând: nimeni din biserică nu mă caută, nimeni din biserică nu mă sună, nu mă ajută. Nu creează presiuni de felul acesta în jurul ei, pentru că ea nu și-a pus nădejdea în oameni ca să aibă așteptări de la ei, ci în Dumnezeu, ceea ce o face veșnic mulțumitoare. Și pentru că depinde numai de Dumnezeu, stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni. Aceasta este imensa binecuvântare a omului care a rămas fără nădejde în oameni. Se aruncă zi și noapte asupra binecuvântărilor și resurselor inepuizabile care sunt în Hristos Iisus. Văduvelor, din cauza faptului că celelalte unelte ale slujirii la această vârstă nu le mai sunt la îndemână, poate că nu mai au putere să muncească, poate că nu mai au putere să ajute, să viziteze bolnavii, lor le-a rămas la îndemână această unealtă, unealta rugăciunii, pe care sunt îndemnate să o folosească din plin acum. Și vreau să vă spun că mare beneficiu aduc unei biserici în lupta spirituală dacă folosesc această unaltă cu credință și perseverență. Trezirile spirituale au pornit de multe ori la un grup de surori în vârstă care au stăruit cu perseverență și credincioșie în mijlociri și rugăciuni.
Am întrebat-o pe sora Stella Vancea câte surori se adună joia la rugăciune de la ora 5. Și mi-a spus că în jur de 10-12 persoane. Vreau să vă încurajez, dacă dintre cele 10-12 persoane sunt în sală acum vreuna, să nu descurajați. Pentru că în momentul în care rugăciunea va coborâ de la nivelul acestui grup, la nivelul întregii biserici, ca un foc, atunci va avea loc o trezire spirituală. Atâta timp cât într-o biserică există un grup de surori care stăruiesc zi și noapte în cereri și rugăciuni, există nădejde de trezire în acea biserică. Dar cât de convins trebuie să fii de importanța și puterea rugăciunii pentru a stărui zi și noapte. O astfel de văduvă care și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni, este o comoară pentru biserica din care face parte. Și profilul văduvei adevărate este continuat de Pavel în versetul 9 și 10. O văduvă, ca să fie scrisă în lista văduvelor, trebuie 1. Să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Aș vrea să privim cu atenție la aceste cerințe, la această listă, pentru că avem înaintea noastră un CV foarte impresionant. Dacă ar fi să compar aceste cerințe cu cerințele menționate de Pavel în capitolul 3, în dreptul celor care doresc să fie episcopi, am constatat că există multe asemănări și, din punctul meu de vedere, cred că acestea sunt chiar mai greu de îndeplinit. Ce preocupări au avut aceste femei în viață? Preocupări care încep în familie, după care se extind în exterior, în biserică și apoi în societate. Câtă dăruire de sine se desprinde din acest portret? Dacă ne uităm cu atenție doar la ultimele două, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Aceste cerințe demonstrează din plin faptul că femeile acestea au fost preocupate mai mult de nevoile celor din jur decât de propriile plăceri. De aceea, repet, o astfel de văduvă cu o zestre spirituală atât de valoroasă nu poate să fie decât o comoară pentru cei din jur. Îmi place să folosesc cuvântul comoară în loc de resursă, pentru că atunci când folosesc cuvântul resursă, de obicei mă gândesc și la exploatare, la beneficiu. Dar oricum am folosit acest cuvânt, și comoară sau resursă, depinde cum vă place și ceea ce vă sugerează și vă ajută mai mult, cred că o astfel de văduvă, cu un astfel de trecut, este o mare binecuvântare pentru cei din jurul ei. Și cred că din aceste considerente s-a desprins vorba în popor pe care am amintit-o la început. Cine n-are un bătrân în casă, să-l cumpere. De ce? Ca să aibă o comoară în casă, aș adăuga eu. Vreau să vă spun că până acum 4 ani de zile, Ioana a avut o bunică care pentru noi a fost o astfel de comoară. A rămas văduvă la 38 de ani și și-a dus văduvia cu demnitate timp de 52 de ani,
până la vârsta de 90 de ani, când a murit. Nu am vrut să mă mai căsătoresc, spunea ea, pentru a putea avea grijă cum se cuvine de fata mea. Bărbatul i-a fost arestat la câteva luni după căsătorie, pentru că făcuse parte din mișcarea legionară. După ani grei de temniță, a decedat. Mama ei, din cauza terorii la care a fost supusă de securitate, s-a îmbolnăvit grav, trebuind să stea ultimii ani la pat și trebuind să fie îngrijită în fiecare zi de fiica ei. A suferit în viață de boli cumplite și dureroase, care, vorba ei, nu te omoară, dar nici nu te lasă să trăiești. Pe această femeie care a trecut prin încercările pe care vi le-am spus și prin multe altele, mi-a fost dat să o cunosc în ultimii 13 ani din viață. Și am observat la ea cum de-a lungul vieții a transformat cu ajutorul lui Dumnezeu durerea în bucurie, a transformat plânsul în zâmbet, mâhnirea în voioșie, tristețea și amărăciunea în bună dispoziție. S-a deprins să trăiască frumos, indiferent de circumstanțele vieții, fiind mulțumitoare chiar și pentru cele mai neînsemnate gesturi de iubire. Dacă îi dădeam un telefon sau dacă îi duceam o floare, îmi mulțumea de parcă i-aș fi dus luna de pe cer. În casa ei, deși nu foarte încăpătoare, avea o garsonieră pe strada de Tunata. Era atmosfera cea mai plăcută și de dorit, mâncarea cea mai gustoasă, prăjiturile cele mai bune și siropul cel mai dulce, pentru că îmbiba totul în dragoste. În ciuda suferințelor provocate de durere, a cultivat dragostea, bucuria, bunătatea, răbdarea, cumpătarea. Din inima ei plină de înțelepciune, ieșeau cuvinte de încurajare pentru toată lumea. Fața ei era zâmbitoare pentru toți care priveau la ea, iar ochii transmiteau speranță. Am văzut-o luptând lupta cea bună a credinței. De multe ori o auzeam rugându-se lui Dumnezeu să o ajute să treacă din această lume fără să fie o povară pentru fiica ei, probabil pentru că știa cât de mult s-a chinuit cu mama ei care a stat ani de zile la pat. Și vreau să vă spun că exact așa s-a și întâmplat. După 10 zile de internare la Medicală 2 din cauza unei presupuse pneumonii, am mutat-o cu mașina la Spitalul Clujana pentru a continua investigațiile. Nu știu ce s-a întâmplat, dar a doua zi am găsit-o intubată în salon, pentru ca în noaptea următoare să se stingă de tot. A intrat pe picioarele ei în spital, stăpână pe sine, conștientă, și după 2 zile a trecut dincolo. Exact așa cum și-a propus, cum și-a dorit. Vreau să vă spun că această femeie a fost tot timpul pentru cei din jur o comoară. Iar felul ei de viețuire a rămas pentru noi un model de urmat. Dar cea de dată la plăceri, continuă Pavel în versetul 6, măcar că trăiește, este moartă. Observăm că și între cele care au rămas singure, există două categorii pe care Pavel le pune în contrast. Până acum am văzut cum arată cea care și-a pus nădejdea în Dumnezeu, dar oare cum arată cea care este de dată la plăceri? Cea care a rămas singură, dar este de dată la plăceri, din cauza egoismului și a disperării, va răspândi veșnic nemulțumire în jur. Nimeni nu mă caută. Nimeni nu-mi dă un telefon. Nimeni nu mă ajută.
Sunt cuvinte pe care le vom auzi deseori din partea acestei văduve. De aceea, ea este o pacoste pentru biserică. Și probabilitatea ca o văduvă să fie dedată la plăceri este mai mare în rândul tinerelor. De aceea, Pavel continuă în versetul 11 spunând: dar pe văduvele tinere să nu le primești. Să nu le primești în această listă, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Cu alte cuvinte, dacă apare o partidă bună cu un necredincios, nu dau înapoi. Nu le pasă că se despart de Hristos și urmează pe Satana. Dar nu numai că sunt necredincioase, nu numai că sunt nestatornice, totodată, spune Pavel în continuare, se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Ce caracterizare! Necredincioase, leneșe, limbute, iscoditoare, bârfitoare. Într-adevăr, o astfel de femeie nu poate să fie decât o pacoste pentru cei din jurul ei. Și cred că din cauza aceasta societatea a adăugat la maxima pe care v-am spus-o și pe următoarea: cine are un bătrân în casă de acest gen, să-l vândă, să caute să scape de el. Și pentru ca văduvele tinere să nu devină un prilej de ocară, Pavel precizează și soluția. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Cu alte cuvinte, vreau ca văduvele tinere să înceapă să devină și ele o resursă. În primul rând pentru cei din casa lor, pentru ca apoi să poată fi o resursă și pentru cei din biserică și ulterior pentru cei din societate. Privind la cele două categorii, este cu neputință să nu ne punem întrebarea: eu ce doresc să fiu? Doresc să fiu o comoară pentru cei din jur sau o pacoste? Și cred că e înțelept să ne punem această întrebare, indiferent de vârsta pe care o avem acum. S-ar putea într-adevăr că acum să fim tineri și să ne alegem anturajele pe care le dorim, dar dacă Dumnezeu ne ține în viață, fiecare vom îmbătrâni. Și categoric nu cred că poți să fii o comoară la bătrânețe dacă acum ești preocupat doar de propriile plăceri. Trebuie să începem de acum acest exercițiu al dăruirii de sine. Altfel, la bătrânețe vom fi o pacoste. Mă urmăresc cuvintele soției mele care îmi spune câteodată: ai grijă, Tavi, că dacă nu lași critica și observațiile deoparte, la bătrânețe vei fi atât de acru că nimeni nu va vrea să stea în preajma ta. De aceea mă rog lui Dumnezeu ca să ne ajute pe fiecare să fim pe zi ce trece mai preocupați de nevoile celor din jur, pentru a deveni din ce în ce mai mult o resursă pentru ei. Din versetul 17 până în versetul 22, Pavel vorbește despre prezbiteri. Prezbiterii care cârmuiesc bine, spune el, să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea
și cu învățătura pe care o dau altora. Aici mi-a atras atenția cuvântul ostenesc. Osteneala este parcă mai potrivită în dreptul celor care lucrează din greu, pe șantier, decât în dreptul celor care dau din gură și învață pe alții. Există o vorbă în popor pe care tatăl meu mi-a spus-o când era mic. Spunea el, popa 6 zile pe săptămână le fluieră, iar a 7-a o cântă. N-am înțeles atunci ce vrea să spună, așa că am rămas nedumerit. Tatăl meu a continuat, păi popa 6 zile pe săptămână nu are nimic de făcut. Poate să hoinărească fluierând în voie. Iar a 7-a zi, când merge la biserică, nu are treabă grea de făcut. Trebuie doar să cânte slujba. Așa că popa nu are un serviciu greu. Acum, dacă aducem această vorbă și o punem în dreptul celor care dau învățătură în biserică, s-ar putea să credem și noi că aceștia nu au o treabă de făcut, ba dimpotrivă. Este floare la ureche ceea ce fac ei. Pavel însă nu vede așa lucrurile și cu siguranță vorbea și din proprie experiență. De aceea spune despre cei care propovăduiesc și învață pe alții că se ostenesc în această slujire. Se pare că predica nu pică gata făcută din cer. Trebuie să te ostenești. Să muncești din greu pentru a propovădui și învăța pe alții. Vă mărturisesc sincer că săptămâna care a trecut m-aș fi bucurat să fiu în fiecare zi pe șantier la biserică împreună cu frații mei, decât să stau și să pregătesc predica pentru astăzi. Și spun acest lucru fără să desconsider în vreun fel pe frații mei, dimpotrivă. Am mare apreciere față de toți cei care veniți ca și voluntari la muncă la biserică. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Dar vorbeam și cu Camelia luni despre asta și în discuția care am avut-o îmi zicea, cum spui aceste lucruri, Tavi? Pentru că vorbești atât de dezinvolt și îți găsești atât de bine cuvintele că eu am crezut întotdeauna că ți-e tare ușor să predici. Pentru mine, vă mărturisesc sincer și fără să mă grozăvesc, este slujba cea mai grea pe care o fac în biserică. Poate de aceea caut să predic cât mai rar. Și poate că n-ar strica ca fiecare bărbat din biserică să predice măcar o dată în viață și apoi să suporte privirile și observațiile celor care l-au ascultat, pentru ca să înțeleagă de ce e nevoie de osteneală pentru a te ridica și a da învățătura altora. Așadar, prezbiterii care cârmuiesc bine trebuie să fie învredniciți de îndoită cinste, să fie respectați, apreciați, încurajați. Atât de atentă trebuie să fie biserica cu aceștia, încât nici învinuirile împotriva lor nu pot fi luate în seamă, decât dacă vin din gura a 2 sau 3 martori. Pentru că dacă cel care dă învățătură este denigrat și calomniat, atunci toată biserica are de suferit. Denigrarea acoperă întreaga biserică. Se transmite peste toată biserica. Și din păcate știm bine lucrul acesta din situațiile pe care le cunoaștem în lume, unele chiar la noi în țară. Vreau să nu înțelegem greșit. Prezbiterii nu au imunitate în biserică. Trebuie însă ca învinuirile să fie cercetate cu atenție. Dar și dacă se dovedește că au păcătuit, mustrarea lor trebuie să fie publică,
înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Matei 18 trebuie aplicat în dreptul fiecărui membru din biserică, indiferent de slujba pe care o are de făcut. Și acest lucru este necesar atât pentru persoana în cauză, pentru ca să fie readusă pe calea credinței mântuitoare, dar este necesar și pentru ceilalți membri din biserică, în aspectul preventiv, pe care și Pavel îl menționează aici. Ca și ceilalți să aibă frică, să fie preveniți astfel și să nu păcătuiască. Și toate aceste lucruri trebuiau făcute cu transparență, fără prejudecăți, fără subiectivism și fără favoritisme. De aceea, Pavel îl atenționează în mod solemn pe Timotei. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. În sfârșit, importanța prezbiterilor este punctată și de versetul 22, importanța slujirilor este punctată și de versetul 22, prin grija cu care aceștia trebuie promovați. Să nu-ți pui mâinile cu grabă peste nimeni. Nu te grăbi să investești public pe cineva într-o slujbă. Trebuie cercetați mai întâi, spunea Pavel în capitolul 2, și numai dacă sunt fără prihană să fie investiți în slujbă. Pentru că dacă nu faci așa, pe de o parte, prin punerea mâinilor tale, te faci părtaș păcatelor lor, pentru că girezi încredere pentru astfel de om și te asociezi cu el. Iar pe de altă parte, pui biserica în pericol prin promovarea celor firești. Și este atât de importantă și de indispensabilă curăția morală a slujitorului, a slujitorilor, încât Pavel îl sfătuiește și pe Timotei în încheierea versetului 22 să aibă mare grijă de el însuși și să se păstreze curat. Însă Pavel nu se rezumă doar la a puncta importanța slujirii prezbiterilor în biserică, nici la a menționa atenția cu care aceștia trebuie să fie cinstiți sau mustrați de biserică. El vorbește în text și despre ajutorul financiar pe care biserica trebuie să-l aibă în vedere în dreptul celor care cârmuiesc bine. Este responsabilitatea bisericii să se îngrijească de nevoile materiale ale celor care îi fac parte de cuvânt. Căci Scriptura zice să nu legi gura boului când trăiere bucate. Și vrednic este lucrătorul de plata lui. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici, întreabă Pavel în 1 Corinteni. Sau vorbește în adins despre noi, continuă el. Da, pentru noi a fost scris astfel. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Concluzionează Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9. Domnul a rânduit așa. De aceea, dacă Domnul a rânduit așa acest principiu, trebuie respectat de biserică. Cred cu tărie că responsabilitatea prezbiterilor în fața lui Dumnezeu este așa cum spune și Petru, să păstorească turma lui Dumnezeu nu de silă, ci de bună voie după voia lui Dumnezeu. Nu ca și cum ar stăpâni peste ei, ci făcându-se pildă turmei. Prezbiterii nu trebuie să fie preocupați de nevoia lor financiară, și nici să încerce să convingă biserica să-i ajute.
Ei trebuie înaintea lui Dumnezeu să păstorească turma după voia lui Dumnezeu. Este responsabilitatea bisericii, în schimb, să fie preocupată de nevoile materiale ale prezbiterilor. De aceea cred că acest principiu prezentat în figură este corect. Prezbiterul dă socoteală înaintea lui Dumnezeu de modul în care își îndeplinește responsabilitatea. Iar biserica dă socoteală tot lui Dumnezeu de modul în care îl răsplătește pe prezbiter, pe slujitor, pentru responsabilitățile lui. Între cei doi nu cred că trebuie să fie discuții despre acest subiect. Dar acest principiu trebuie respectat față de fiecare resursă a bisericii. Cum ar fi dacă voluntarii care vin să muncească în aceste zile la biserică ar fi serviți de surori cu o cafea lungă, o ciorbă chioară și cu o friptură, dacă se poate, fără carne? Cum ar fi? Evident că nu trebuie să se facă risipă în niciun domeniu, dar sunt absolut convins că nu se poate vorbi de îmbuibare în dreptul oamenilor care dau toată ziua cu barosul, cu lopata sau care bat cuie cu ciocanul. Să neglijezi nevoile celor care muncesc cu dragoste de dimineața până seara, din toată inima, sau să-ți pară rău că trebuie să le împlinești nevoile pe motiv că cheltuielile cu mâncarea sunt foarte mari, cred că nu este pe măsura învățăturii pe care Dumnezeu ne-o dă în Scripturi. Din fericire, pot să spun din câte am văzut și chiar din faptul că am gustat, că mâncarea cu ajutorul surorilor de la bucătărie a fost și gustoasă, și hrănitoare, și suficientă. Slavă Lui! Am curajul să spun că acest principiu, prezentat în această schemă înaintea noastră, ar trebui să fie valabil și la locul de muncă între patron și angajat. Angajatul are responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru sarcinile de servici pe care trebuie să le îndeplinească. Iar patronul are responsabilitatea tot înaintea lui Dumnezeu să-l răsplătească pe angajat pentru ceea ce face. Această discuție nu trebuie să fie purtată între angajat și patron. De aceea vă încurajez și pe cei care sunteți angajați, dar și pe cei care sunteți patroni, meditați la acest principiu. În versetul 23, Timotei este îndemnat să aibă grijă și de sănătatea lui. Să nu mai bei numai apă, îl îndeamnă Pavel, ci să iei și câte puțin vin, din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Doresc să amintesc foarte pe scurt câteva învățături care se desprind de aici. În primul rând, avem o responsabilitate personală față de sănătatea trupului nostru. În al doilea rând, trebuie să folosim medicamentele care au proprietăți de vindecare specifice pentru anumite boli. În al treilea rând, boala nu are întotdeauna o cauză spirituală. Pavel nu i-a spus lui Timotei să se cerceteze să vadă dacă nu există un păcat nemărturisit în viața lui sau în viața înaintașilor lui, care cauzează aceste îmbolnăviri repetate. În al patrulea rând, nu toate bolile sunt vindecate în mod miraculos de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu a vindecat prin Pavel mai multe persoane, iar pe Eutich chiar l-a înviat din morți. Pe Timotei, în schimb, înțelegem că nu l-a vindecat, ceea ce mie îmi spune că așteptarea de a fi vindecat de Dumnezeu nu trebuie să se transforme într-o pretenție.
Iar în al cincilea rând, vinul, aici este recomandat ca și medicament în cantități mici. Ar fi o eroare să credem că Scriptura încurajează consumul excesiv de alcool. Mai ales că în capitolul 3, de două ori Pavel precizează contrariul prin expresiile să nu fie nici bețiv, din versetul 3, și să nu fie băutor de mult vin, din versetul 8. Și capitolul 5 se încheie cu versetele 24 și 25, care spun: păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Aceste două versete, din punctul meu de vedere, pot fi o încurajare pentru Timotei, mai ales în relația lui cu învățătorii falși. O încurajare pentru a-și pune încrederea în Dumnezeu, toată încrederea. Pentru că înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Noi, într-adevăr, judecăm după ce vedem, după ce auzim, după ce simțim. Dar Dumnezeu judecă o persoană cunoscând totul despre ea. Chiar dacă grâul acum este amestecat cu neghina, Hristos știe cine este grâu și cine este neghină. Iar la vremea secerișului, Scriptura spune că vor fi separate, având destinații diferite. De aceea, aceste două versete din încheierea capitolului cred că pot să fie o încurajare și pentru noi. Indiferent ce fac ceilalți. Ceilalți din casa mea, ceilalți din biserica mea, ceilalți din societate. Indiferent ce fac ei, eu să-mi pun toată nădejdea în Dumnezeu. Pentru că în fața Lui totul este gol și descoperit. Dar în același timp, aceste două versete trebuie să fie pentru noi și o atenționare. De ce? Pentru că eu, chiar dacă sunt fățarnic, Dumnezeu știe, cunoaște dacă sunt o comoară pentru cei din jurul meu sau dacă sunt o pacoste. În concluzie, aș dori să spun că sunt o resursă pentru biserică, indiferent de slujba pe care o fac și indiferent de vârsta pe care o am, dacă trăiesc sub stăpânirea lui Iisus Hristos și mi-am pus toată nădejdea în El. Iar stăpânirea lui Iisus Hristos în viața mea se vede în preocupările mele. Dacă preocupările mele îi vizează pe cei din jurul meu, atunci da, eu sunt o resursă pentru biserică. În schimb, dacă preocupările mele mă vizează pe mine într-un mod egoist, dacă sunt de dat la plăceri, mai devreme sau mai târziu voi deveni, din cauza zgârceniei, din cauza amărăciunilor, frustrărilor și din cauza nemulțumirilor, voi deveni o povară pentru trupul lui Hristos. Fraților, Dumnezeu să ne ajute să devenim, pe zi ce trece, mai mult o comoară, o resursă pentru cei din jurul nostru. Și Dumnezeu ne provoacă să fim preocupați de nevoile altora, chiar începând de azi. Am primit o solicitare din partea Uniunii Baptiste pentru a contribui cu o colectă specifică la crearea unui fond de salarizare pentru păstorii care nu își permit să plătească nici măcar taxele pentru salariul minim pe economie. După o analiză serioasă și responsabilă, spun ei, a cazurilor speciale, acolo unde în mod real bisericile nu își pot plăti slujitorul, iar el își face lucrarea cu seriozitate și credincioșie,
Cu alte cuvinte, este valabil principiul arătat în schema dinainte. Vom încerca să ajutăm la plătirea taxelor pentru salariul minim pe economie. Acum cred că în fața acestei nevoi am putea fi angrenați în tot felul de judecăți și observații. Mai cu seamă, oamenii acestea, de ce nu lucrează și altceva ca să se întrețină? Și am putea aduce chiar exemple biblice. Știm că Pavel de multe ori a lucrat cu mâinile lui ca să se întrețină. Fraților, poate că o fac. Nu știm dacă o fac sau dacă nu o fac. Avem, în schimb, promisiunea celor de la Uniune că vor cerceta cu atenție fiecare caz. În schimb, în lumina învățăturii pe care am auzit-o astăzi de la Dumnezeu, că Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie și conștienți fiind că doar dacă ne dăruim altora devenim o comoară, cred că ar fi înțelept să participăm și noi astăzi cu bunurile noastre vremelnice pentru a împlini nevoile celor care se ostenesc, așa spune Pavel, cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Și Domnul să ne dea o inimă bună și să ne binecuvinteze dărnicia. Amin. Haideți să ne închinăm Domnului cu darurile noastre.